instrumentele, logistica. Nu văd copii care trântesc cu presa pe butoane, că se defectează, pentru că vă pun în situația să vă tinsează. Da. Mă iertați că am omis un lucru foarte important, mă va ajuta la acest arbitraj un reputat jucător goșteoan, cu o mare experiență ca jucător și ca arbitru, domnul Lazar Ionuț. Da? Un, deja un bine cunoscut cu Bacăoan Bobby Club. De asemenea, avem aici două speranțe mari care au plecat exact din mijlocul vostru. Unii sunteți frații Enășoaie, vreau să vă văd. Unii sunteți frații Enășoaie. Gabriel, Rafael, hai venit să-mi place. Deci îmi face o deosebită plăcere pentru că mi-aduc aminte parcă a fost teri. Acești copii erau ca acești plăcări de acolo înainte, vor la 18 ani, au fost exact ca aceștia. Mi-aduc aminte când jucam cu ei la școala 19, exact ca ei, ca acești prințișori. Și uitați aici, numai că au crescut fizic, dar au o valoare incontestabilă, sunt jucători de-a întâia, foarte valoroși, care este marea performanță în continuare și face o mare cinste șahului Bacăoan, acolo unde merg, împreună cu Ionuț Lazar, da? Și au fost ele viluri, e bine, așa. Și într-o, mai închei și eu așa o frază, două cuvinte și mă iertați că vedeți cam mult că-s cam vorbăreți. Într-o lume atât de fragilă, în care existăm cu toată lumea, și acum vine să modeleze caractere actul educațional de la cel mai mic la cel mai mare. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului Luș pentru prezentarea regulamentului. Iar în continuare doresc să vă mai spun câteva cuvinte. Atentul lumea armenilor din România, sucursala Bacău, cât și Asociația Clubului Sportiv Regional de Șat Nord-Est Bacău, pornind de la premiza și recunoscând importanța pe care societatea civilă o are în susținerea educației copiilor și tinerilor prin jocul de șat, au convenit să colaboreze pe bază de parteneriat activ pe multiple planuri de interes în lumea celor 64 de părțate, și au încălțat cercul de șat Tigran Petrosian, care nu întâmplător poartă numele acestui mare șahist de etnie armeană. Protocolul încheiat are ca scop atragerea elevilor din cadrul școlilor gimnaziale și a colegilor naționale de coane spre sportul minții, pentru descoperirea unor talente care să fie pregătite și susținute psihic și tehnic în vederea practicării șahului. Promovarea jocului de șah în rândul copiilor, tinerilor, părinților și educatorilor ca o modalitate serioasă și benefică de petrecerea timpului liber și ca instrument educațional în rândul participanților. Derularea de proiecte comune în domeniul educației prin jocul de șah, în selecția participanților, organizarea orelor în cadrul unor cursuri de pregătire, având ca obiectiv încurajarea performanțelor elevilor din școlile gimnaziale și a colegilor naționale bătăoane. Structurarea activităților diverse specifice acestei discipline, urmată de organizarea unor concursuri de șah. Încurajarea noilor talente și direcționarea acestora spre obținerea performanței. Eficientizarea procesului instructiv, educativ și modelarea personalității participanților, ținând cont de nevoia de consolidare a activității extrașcolare. În cadrul acestui parteneriat, Asociația Clubului Sportiv Regional Nord-Est recrutează elevi din școlile gimnaziale și colegiile naționale bătăoane pentru frecventarea cercului de șah. Pune la dispoziție specialiști necesari în desfășurarea funcțiilor și derularea proiectelor. Întocmește calendarul de funcționare a desfășurării activității cercului de șah. Acordă consultanță de specialitate în limitele expertizei. Propune programul unor competiții de șah pe perioada valabilității protocolului de colaborare.
Uniunea Armenilor din România, sucursala Bacău, pune la dispoziție spații adecvate desfășurării jocului de șah. Respectă în totalitate calendarul propus de instituția parteneră pentru desfășurarea activităților. Se preocupă de organizarea unor programe specifice șahului, incluzând caracteristicile comunității armeniști. Asigură condiții optime de inițiere, pregătire și perfecționare a cursanților în cadrul sediului Uniunea Armenilor din România, sucursala Bacău. Promovează cu toate mijloacele permise de lege proiectele desfășurate, precum și partenerii organizați. Stimați invitați, în încheiere, revenind la Tigran Petrosian, Mergiorescu a fost un mare campion și maestru internațional de șah, de origine armeană. A început să joace șah la vârsta de 13 ani și a obținut primele succese în campionatele de tineret din întreaga Uniune Sovietică între anii 1945-1946, iar un an mai târziu a devenit campionul Armeniei și a îndeplinit norma pentru titlul de maestru al sportului al URSS. A devenit campion mondial în anul 1963 și timp de 6 ani la rând a deținut coroana regelui șahului în anul 1969. De-a lungul anilor a câștigat multe turnee internaționale importante și olimpiade mondiale de șah. Casa Centrală de Șah Armeniei și mai multe cluburi de șah din Rusia poartă numele Titanului Petrosian. Marele șahist, jurnalist și candidat la științe filozofice, Tigran Petrosian, se stinge din viață la 13 august 1984. Acestea fiind spuse, vă urez o zi frumoasă, iar concurenților le doresc mult, mult succes. Vă mulțumesc!